Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre aplicația Punk Panda. Deci, de pe 28 august este posibil de făcut retragerea la 1% din monetele care avem minate. Deci, dacă acel procent face mai mic de 10 monete, până când nu o să puteți face retragere. Deci eu azi am făcut startul la procedura de retragere, am avut 283 pentru a retrage, de unde s-a primit această cifră, deci am avut 28.360 de monete când am început momentul de retragere. Deci, dacă luăm calculatorul și indicăm cifra 28.360, cine nu știe cât face un procent, înmulțim cu 0 întreg și 1, aceasta e 1%. Și vom vedea cât face un procent la cifra aceasta. În cazul meu s-a primit 283 întreg și 6. Dacă aveți mai puțin de 1000 de monete, pentru că dintre 1000, dacă înmulțim cu 0 întreg și 0,1, se primește 10, deci minimum de retragere în momentul dat este 1% și trebuie să fie acest procent mai mare de 10 monede. În cazul meu a fost mai mult și am putut să încep procedura de retragere. Deci procedura de retragere ia 2 zile. Deci după 2 zile monetele mele care au fost blocate, 283, vedeți că mi-a rămas 28.076 de monete. Din momentul când am început procedura de retragere, pe 2 zile contul meu se blochează. Deci, în aceste 2 zile, eu nu primesc monete în contul meu. Deci, asta e minusul la retrageri. 2 zile nu primim monete. Dacă intru în portofelul meu, deci trebuie să intru în cont, intrare prin telefon. Când am stat, s-a deactivat intrarea. Deci, intrare cu numărul de telefon care l-am indicat la înregistrare în cont. Pe urmă, apăsăm pe sign. Pe urmă, pe e-mailul care l-am indicat la înregistrare, vine un cod OTP. Acest cod vine și pentru activarea. Vedeți, portofelului trebuie activat portofelul de la Binance Smart Chain în cont. Dacă nu avem activat portofelul, nu putem retrage. Deci prima se adaugă portofelul, pe urmă se face retragere. Deci activarea portofelului se fixează tot prin OTP. Deci dați intru, trebuie să vii cod pentru OTP la intrare acum. Ceva numerată corect. Da, acesta e ultimul cod. Dați-l la timp, pentru că el aici și este, care a fost 2 ore în urmă când am făcut procedura de retragere. Deci reintrarea în cont se face pe site-ul punkpanda.io, pe urmă în Panda Pulse. Cine nu știe cum să intră în cont. Deci eu am arătat în alte video, dacă ați uitat acest lucru, vă amintesc. Deci tot este pe canalul meu. Și intrare se face prin telefon și prin OTP. Acum în cont, când intrăm așa ceva, se vede câte monete aveți. Deci monetele care sunt blocate acum pentru retragere, ele sunt blocate pentru 2 zile. După ce trec 2 zile, vor apărea aici un zero în portofelul Avalei, balans. Adică balanța deținută sau balanța reală. Pentru că aceste monete care le văd, ele sunt pe site, nu sunt în portofel. Aici total cât s-a dobândit, acestea monetele care s-au dobândit până când în aplicație că sunt înregistrat. Deci cu referali
respectiv nu mai multe monete putem câștiga, deci cine nu invită pe nimeni, el are puține monete. Deci eu, vedeți, personal am invitat mai mult de 100 de oameni, se primește cam 113 oameni. Unele persoane s-au înregistrat aici, cum văd, doar să fie înregistrate, n-au indicat, nu știu, așa, adresa este de e-mail. La întâmplare a indicat careva litere. Posibil că văd că n-are nimeni invitat, deci pur și simplu s-a înregistrat această persoană, Emanuel. E real, nu e real, deci mulți vor să facă bani, dar nu vor să facă nimic corect. Nimic, nu se uită atent la ce fac, cum fac, deci pur și simplu pierd timpul, eu nu știu cum sper așa oameni la bani pe net, pentru ce să primească bani dacă nu faci nimic corect. Deci cine invită, cel puțin are ce retrage. Acum restul vor retrage mai pe urmă. Deci în pasul întâi ce trebuie făcut, trebuie de intrat în adăugare valet adres, unde la mine, vedeți, el deja de pe el este adresa de portofel este adăugată. La voi el nu va fi nimic aici, va trebui de adăugat. Inițial adăugați din MetaMask, trebuie să aveți portofel pe blockchain-ul Binance Smart Chain. Deci nu pe bursă portofel, dar din MetaMask. Și aici este portofelul, îl copiați și îl instalați. Pe urmă apăsați pe butonul care este și va trebui de primit OTP cod care îl adăugați, mai apăsați încă o dată și în final va apărea aici portofelul. După ce aveți aici fixat portofelul, după ce intrați în un stake. Eu acest lucru deja l-am făcut, pentru că dacă apăs acum, când la mine deja monetele sunt blocate pentru 48 de ore, la mine nimic nu apare, deci acest buton nu apare, dar la voi va apărea și acolo de două ori tot va trebui de apăsat pe un buton roșu unde începeți procedura de retragere și pentru a confirma că faceți retragerea va trebui de plasat tot un cod OTP care vine pe e-mail. Deci după ce ați apăsat pe un stake, ăsta e la pasul 2, va apărea în cont aici ia monetele. Deci până ați făcut un stake, aici monetele la voi nu apar. Inițial va fi 0 și 0. După ce ați început procedura de retragere, aici va apărea monetele care sunt blocate. Deci cum am spus, un procent din suma monetelor care le aveți minate. Dacă aveți minate mai puțin de 1000 de monete, acum nu veți putea retrage, pentru că minimum de retragere este 10 monete. Și un procent doar de la 1000 iese 10%, 10 monete. Luna următoare deja va fi 2%, deja va trebui să aveți 5000. Deci, pe urmă, luna 3 va fi de la 3% minimum de retragere, deci va fi, se primește, că 350 de monete. Deci, proporțional, puteți să vă uitați câte monete aveți. Dacă aveți 250 de monete, înseamnă că peste 4 luni undeva veți avea posibilitatea de retragere. Deci, ca să aveți mai multe monete, cum am spus, vă recomand să invitați activ oameni. Și atunci aveți sumare la toate persoanele care sunt în 12 nivele, deci și se face un coeficient mai mare pentru minare pe zi. Deci la mine acest coeficient este acum, dacă ne uităm în portofel, eu primesc la fiecare jumătate de oră o monetă 34 ppm și pentru că sunt în balanță monetele la mine încă 46. Deci se primește 1,8 monete pe jumătate de oră, 1,8, 3,6 pe oră.
Deci 3 întreg și 6 pe oră, mulțim la 24 de ore, la mine pe zi iese 86 de monete. Acum cursul la monete este 1,33. Mulțim la 1,33, deci undeva $110 pe zi îmi iese. Mulțesc la 30 de zile, deci fac în jur de $3,000 pe lună, după cursul care este acum. Practic fără investiții. Vreți să faci așa ceva? Este doar o soluție. Să promovați această aplicație invitând cât mai multe persoane după codul nostru personal. Codul nostru personal este în dashboard, dacă nu-l găsiți. Acesta este codul vostru personal. Îl găsiți și îl dați la toți cunoscuții care îi întâlniți în cum să face înregistrarea oamenilor. Deci ați întâlnit un om pe drum. Trebuie să aveți aplicația în telefon instalată. Îi explicați ce aplicație este. Este ca WhatsApp, ca Viber, ca Facebook Messenger, ca Telegram. Prin el se poate de sunat, de făcut video, legătură, deci tot ce se poate făcut prin alte aplicații. Plusul care este că pentru asta noi primim monete la fiecare jumătate de oră, dacă suntem înregistrați în această aplicație. Cât mai multe persoane avem în echipa noastră, cu atât mai mare se primește această sumă care o minem. Deci eu am în jur de 15.000 de oameni, deci la mine așa cifră. Deci undeva un om nou ne aduce jumătate de monedă. Acum, deci dacă vreți să faceți mai multe monete, deci să cotiți cu 100 de oameni, să aveți vreo 50 de monete. Cu 1000 de oameni, deci să aveți 1000 de monete. Și așa mai departe. Pentru că dacă invitați personal 1000 de oameni, deci eu am 100, o să aveți mai mult ca mine de 10 ori. Închipuiți-vă, dacă invitați 1000 de oameni și le explicați la fiecare și ei să invită câte 1000 de oameni, aici o să aveți nu 28.000 de monede, o să aveți și 1.000.000 posibil. Tot depinde de voi, câți bani vreți să câștigați și cât de real sunteți dornic de a câștiga acești bani. Pentru că mulți vor să câștige, dar sunt foarte, foarte leniși și nu fac nimic. V-am arătat o variantă reală, unde se poate câștigat, deci nu mai este scam oriceva, cum mulți socoteau, pentru că din noiembrie de anul trecut informez pe acest proiect. Deci în final, ajuns august 2022, încă nu este un an, când deja aceste monete se poate de retras și de făcut vânzarea. Deci se vând ele pe Pancake. Aceste monete sunt 487.000 de dolari în lichiditate la ei, deci în jur de 200-300.000 de monete, doar vor fi real acum de retras. De tăți oameni, de ce cursul nu va cade. Deci cine se teme că va cade cursul, deci el dacă va cade, va cade în jur de un dolar, nu mai mult va fi prețul. Și treptat, tot mai mulți oameni vor intra și prețul va crește. Cu timpul prețul poate să ajungă și sute de dolari. Așa că dacă o să aveți 1000 de monete, acum și nu o să le vindeți, v-aș recomanda să le mai cumpărați dacă doriți și aveți de unde să uitați pe vreo 2-3 ani și va fi o bogăție întreagă, presupun eu. Dar ce înseamnă 1000 de dolari acum pentru cineva care poate că mai mult cheltuie pe zi, se poate de investit aici și pește 3-4 ani, undeva cursul, dacă va fi 100 de dolari, deci va avea de 100 de ori mai mult. Asta e situația. Dacă sunt careva întrebări, scrieți, dar cred că tot e destul de clar. Trebuie de adăugat portofel în blockchain-ul MetaMask Smart Chain, pe urmă de apăsat pe un stake. Și atât se va face aici ia monetele blocate, pe urmă vor apărea aici și pe urmă deja se va poate de făcut retragere.
când vor fi monetele aici, adesea în avale, eu încă nu am monetele, cum am spus, de la 10 monete minimum, și indicăm pe urmă cifra când va fi, peste 2 zile, va fi pentru gaz, în care va comision și 2% încă vor lua ei. Deci dacă retrag 10 monete, 2%, acolo 0,2 din monetă. Deci asta e de amănuanțe. Deci cum va fi, voi face alt video. Peste 2 zile acum vă arăt procedura cum să începe retragere. Dacă aveți mai mult de 1000 de monete, puteți să faceți la fel acest lucru. Acum. Cam atât ce am vrut spun. Numai bine.